13:28, 60 de minute la dispoziție pentru sesiunea de întrebări-răspunsuri și prima întrebare vine de la doamna Zotea, poftiți. Domnule viceministru, Alina Zotea, fracțiunea APL, cum explicați că după o investiție de 26 milioane de euro nu avem un gazoduct funcțional, iar diferite surse vehiculează ideea că din partea Republicii Moldova nu s-a făcut o cerere pentru a primi gaze din România? Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă deputată, am dat răspuns practic și oficial dumneavoastră personal. La moment, gazoductul Iași-Ungheni este funcțional. S-au importat din cele 1 milion de metri cubi contractați pentru 2015 707.000 de metri cubi de gaze naturale. Până la finele anului vor fi importate încă 300.000 de metri cubi, ulterior vor fi prelungite contractele cu ori cu OMV Petrom, ori cu alt agent din România pentru livrarea de gaze naturale din România în Republica Moldova. La moment suntem în așteptarea finalizării studiului de fezabilitate ca să finalizăm a doua etapă a acestui important gazoduct pentru Republica Moldova, și anume construcția gazoductului Ungheni-Chișinău. Credem că în aprilie 2016 studiul de fezabilitate va fi finalizat pentru Ungheni-Chișinău și vom demara la proiectul tehnic și construcția ulterioară. Mersi. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna Zotea, vă rog frumos, în continuare aveți... A doua întrebare pentru domnul viceministru. De ce până în prezent nu este efectuată construcția liniei electrice de tensiune înaltă pe segmentul Fălciu-Gotești? La moment, România, deci Uniunea Europeană și Comunitatea Statelor CSI, suntem în două zone diferite, în două zone cu diferiți parametri tehnici. Noi astăzi, ca să putem importa energie electrică din România, trebuie să avem ori stațiile back-to-back care în raport le-am prezentat împreună cu liniile de conexiune și la fel și linia care dumneavoastră spuneți, ori să importăm în insule, ceea ce pentru securitatea energetică este în defavoare. Aveți vreo precizare? Doamna Zotea, poftiți. Deci în următorul apropiat acest segment nu va fi funcțional, da? La moment suntem avem un pe viitor dorința să avem un studiu de fezabilitate pentru toate interconexiunile pe tot segmentul Republica Moldova împreună Republica Moldova-România, și acest studiu va fi demarat începând cu decembrie 2015, deoarece consultantul de către BERD deja a fost ales. Avem certitudinea că semnarea contractului va fi într-o săptămână, deoarece chiar astăzi consultantul a declarat că este de acord cu contractul și va fi semnat contractul cu BERD, după care începe elaborarea studiului de fezabilitate. Mulțumesc!